În tot Balcanul, în tot Balcanul în perioada asta, practic de la Ruse, începând până în Adriatica, să știți că miroasea Zacusca. Miroasea zacuscă pentru că în perioada asta, atât bulgarii, cât și foștii iugoslavi, nu știu despre așminții, dacă aș vorbi mai mult decât cunosc despre albanez, dar bănuiesc e același obicei, se coc vinetele, se coc ardeii și se pun borcanele de zacuscă. Așa cum într-o perioadă similară bunicile noastre, pe timpul lui Ceaușescu, atunci când eram dijmuiți și când din raționalizarea asta era și proverbul ăla de tip mănăstiresc, unde puțin mai și rămâne, așa se întâmpla, cu toții reușeam să mâncăm, cu toții reușeam să fim hrăniți, făceam sport, culmea, citeam și învățam carte și nu era risipa asta pe străzi de lumină, cum este și risipă în momentul ăsta de orice. România este o țară săracă tocmai datorită risipei, tocmai datorită imaturității financiare în care ne complăcem, tocmai datorită faptului că nu dorim să avem educație financiară. Gândiți-vă la faptul că deja sunt vreo 11 ani de când românii au rupt gardul și au plecat în Occident odată cu ridicarea restricțiilor din Uniunea Europeană. Bun. Suma banilor care au venit în România este cu mult mai mare de la român decât cu orice corporație care ar fi investită, care este pupată în cur de orice guvernare care a făcut investiții, respectiv corporație și așa mai departe. Gândiți-vă că dacă România ar fi avut niște oameni maturi din punct de vedere al afacerilor, nu niște gunoaie ticăloase de hoți și de derbedei, ci oameni care să fi înțeles într-adevăr că afacerile aduc profit și bani buni și ar fi luat afacerile alea bune care erau vândute de statul ăsta nenorocit de securiști, nu străini, ci le-ar fi luat românii, le-ar fi pus la punct, dar nu ar fi dorit clasa asta politică în primul rând. Gândiți-vă câți bani au curs în România numai din activitățile de felație la șosea, pe care le-au făcut fetele și le-au administrat peștii, mai mult sau mai puțin cu cap. Polițiștii care le-au girat, ca și oamenii din securitate și din procuratură, care au girat curvelor genul ăsta de activitate, ca și clanurile, au strâns banii meși, Banii ăștia, pentru că și ei sunt la capătul rezervorului niște țărani proști, țin banii împuțindu-se în diferite forme de tezaure, dar nu pun banii într-o accelerație de afacere ce ar fi costat pe mari interlopi să cotizeze, să construiască firme de management și să fi luat bucăți din șantierul naval, bucăți din combinatul siderurgic, bucăți din port, bucăți din diferite întreprinderi. Nu s-ar mai fi tăiat. Ce ar fi costat clasa muncitoare să aibă becul aprins la modul la care să se pună să devină acționari tocmai în fabricile care ar fi dispărut pentru că ele au dispărut ulterior, iar ei s-au dus și au muncit ca niște câini pe afară. Ok? Banii care au venit de la diasporă în România, după atâta mare de vreme și atâta mare de muncă, au fost la rândul lor consumați. Ei nu au fost puși într-un circuit de valoare. Nu au fost investiți corespunzător. De ce nu există în România să se știe niște foști securiști care să administreze un fond de investiții care să construiască șosea. Nu există. Nu există un fond de investiții care în momentul ăsta să fi produs între Brăila și Galați un drum național. E un exemplu. Nu există un fond de investiții al securiștilor care să investească în România, să zicem, în prospecțiunile petroliere. Dar în România, domnul Patriciu, și nu e de condamnat, a vândut un fond unui fond de investiții al foștilor ofițeri ai CIA-ului care să poată să facă explorări în Marea Neagră, petroliere. Deci foștii ofițeri ai CIA-ului îi duce capul să aibă un fond de investiții care să pună în valoare toată munca și sacrificiul vieților, căutând să-și obțină prosperitate pentru pensii. Uzinele Oiac Renault din Turcia sunt uzinele subofițerilor din armata turcă. Ce înseamnă asta? Că armata turcă are subofițeri care, pentru fondul de pensii, mult lătratul pilonul 2, se obțin banii tocmai din activitatea pe care o obține firma OIAC, aceea care are o fedie mare din producția automobilelor Renault. Ce ar fi costat ca să existe un fond de investiții al ofițerilor din armata României din Marină, Bunoară, care să fi participat la programul acesta de construire a fregatelor românești. De ce nu există un fond de investiții care să administreze proiectul program de construire al submarinelor românești? Dacă se pune problema de exploatare a submarinelor sau a fregatelor noi construite sau ale flotei și se pune problema externalizării nu există un fond de investiții, izraelienii au, Canadieni au, americanii firește că au, cred că și britanicii, care să administreze acest gen de activitate. El poate să se denumească oricum. Un fond de investiții al ofițerilor din armata română ar putea să devină cel care devine acționar principal al unei firme, ce este principalul furnizor de bocanci la cei 60-70.000 de, de capete pe care le avem în armata română. Iar implicit s-ar unitariza și uniformele? De ce nu există un fond de investiții care să pună pe picioare afacerea și să o cumpere de la parteneriatul american, nu? Să monteze pentru armata română acele blindate pirania. De ce nu există un fond de investiții al ofițerilor din SRI? De ce nu? Al interlopilor al curvelor, al procurorilor, al milițienilor, care să cumpere fabrica de la Bacău de avioane și apoi să facă lobby, să angajeze specialiști după principii de meritocrație și să obțină de pe planetă, nu în numele guvernului român, ci ca furnizori, ca oameni de afaceri, licențe și să dea drumul la treabă să asambleze avioane, așa după cum se întâmplă în Turcia, care asamblează F-16. Credeți că întâmplător Turcia asamblează F-16? Acolo există un fond de investiții al unor ofițeri. Sunt atât seniori care au lucrat în domeniul naval în România. Nu i-a dus capul să se coalizeze și să poată cumpăra aici pronavul, care a fost dat pe nimic nu i-a dus capul și să poată să oprească politica. Erau liberali. Registrul naval român a ajuns la gunoi cu totul. Am amintiri și povești despre faptul că planuri de navă integrale au fost găsite în lăzile de gunoi din vecinătate registrului naval român, închis tocmai în perioada lui Călin Popescu Tăricianu, premier, mare guvernator de țară, mă rog, premier de țară, liberal, antreprenor, cu trei băsesc cu om de apă și președinte la putere. Nu putem trage de un stat și în niciun caz nu poate fi condus la maniera pesedistă de astăzi, când nu există un institut de cercetări economice de care să se țină cont, un sistem de genul celui nipon unde practic e un mix între planificare și antreprenoriat, pentru că ei au un minister al industriei și planificării economice, cum era la noi fostul Consiliu de Planificare de Stat, care direcționa apoi elementele de plan. Totdeauna un plan e mai bun decât lipsa unui plan. Noi nu avem limpezită elementul de doctrină și elementul de proprietate. La noi nu funcționează mecanismul de girare cu contractul comercial. O bancă normală poate să devină acționar sau participant într-o afacere în condițiile în care titularul de afacere obține un contract. Imaginați-vă că la noi, eu cred că mai devreme sau mai târziu, americanii vor ridica la incirlic tot ce ține de acolo de lucruri de influență și le vor muta la, la Cogălnicean. Ăsta e sentimentul pe care l-am. Dar imaginați-vă că mâine, uite, poftim, urmărește Cătălin Toader, să trăiești Cătălin ele prin Corea sau prin America. Cătălin muncește din greu, face sacrificii, strânge 100 de mii de, de euro sau de dolari și vine cu ei în România. Pune suta asta de mii într-o formă de mișcare și la un moment dat pentru incidlic el ia un contract prin care să toarne tot ce ține de element de beton ca să se ridice baza și eventual să echipeze, să cableze, să tragă tubulatură, să, eu știu, să monteze ferestre, să monteze sisteme de monitorizare sau accesorii în instalația militară americană. El se va întinde numai cu suta aceea de mii de dolari și eventual va lua de la un partener pe care îl știe el străin sau alți prieteni de lui, tot câte o sută, câte o sută și vor veni și vor face treaba aici. Dar dacă ei au un contract de 3 milioane sau de 5 milioane semnat cu americanii și au nevoie de finanțare de la bancă, banca românească nu le dă. De ce? Pentru că nu au garanții decât cash colateral pe care l-au în buzunar. Domnul Chimucion când și-a fondat fabrica, când a pornit de U, Avea la etajul 3 al unei clădiri destul de sordide din Seul șapte mașini de cusut cu care cusea diferite forme de, în special, cămăși. La un moment dat a intrat pe ușă un individ care era furnizor la armata americană. Trupele americane erau destul de consistente numeric în Corea de Sud. I-a văzut calitatea lucrăturii, a văzut finețea și l-a întrebat dacă poate să scoate la nivelul de zeci de mii. De mii, numărul de cămăși. El a spus că da. Liftul pe care l-a avut Kim Chong după aia se cheamă creditul pe care i l-a acordat banca pe baza contractului comercial semnat dintre părți. Dacă Kim Chong ar fi avut un colaps în domeniul afacerii, banca ar fi trimis un administrator de afacere și ar fi ținut lui Kim Chong în continuare afacerea mergândă dându-i mai mult sau mai puțin libertăți și dreptul la dividende, ca după aia afacerea respectivă să fie vândută ca atare. În România nu face nimeni așa ceva. Și atunci, cum de vă întrebați de ce nu există progres? Nici măcar nu-l gândim, nici măcar nu-l visăm. Și atunci, cum să existe?